Bună dimineața, mă aflu în Chișinău, în camera de hotel. După ce am venit aici în Chișinău cu trenul Prietenia de la București, e momentul să mă întorc înapoi în România și am ales să merg cu trenul spre Iași. Haideți să vedem călătoria. Aceasta este gara din Chișinău și piața din fața gării. Zona pare foarte liniștită și curată. Fiindcă am ajuns foarte târziu la gară, cam cu doar 5 minute înainte să plece trenul, voi trece foarte, foarte repede prin gară și ne vom îndrepta spre tren. Gara arată foarte bine în interior, este curată și aerisită și este foarte ușor să ajungi la linii. Din păcate, circulă foarte puține trenuri în perioada în care am fost eu, 6-8 trenuri pe zi. Acesta este trenul cu care voi merge la Iași. Acest tren Chișinău-Iași-Socola este operat de Căile Ferate Moldova. Trenul cu care voi călători astăzi este un automotor diesel modernizat la Pașcani, are 4 vagoane unități, 2 de clasa a 3-a, 1 de clasa a 2-a și un vagon de clasa a 1-a. Mă bucur că am reușit să prind trenul, a fost cam la limită. Vedem clasa a 3-a, dar eu astăzi voi călători la clasa a 2-a. Și aceasta este clasa a 2-a. Scaunele și interiorul îmi sunt foarte familiare. Nici nu m-am așezat bine, că trenul a și plecat. Chiar a fost la limită. Călătoria până la Iași-Socola va dura aproximativ 4 ore și 48 de minute, cu tot cu controlul vaman. Biletul la clasa a 2-a mi-a costat 100 de lei moldovenești și l-am cumpărat online de pe site-ul cfm.md, iar biletul l-am putut arăta direct de pe telefon. Sunt puțin surprins, nu mă așteptam să fie atâția pasageri în tren. Destul de repede am ieșit din Chișinău, iar până la graniță, la Ungheni, sunt 108 km, timp în care traseul va parcurge dealurile Moldovei și vom face mai multe opriri. În cele ce urmează, vă voi arăta imagini de pe traseu prin gările și orașele prin care vom trece și în fundal vă voi povesti informații despre acest tren și despre situația în general a trenurilor de Moldova, așa cum am perceput-o eu. Automotorul cu care mă deplasez în această călătorie este de tipul D1M și a fost modernizat în 2012 la Pașcani, în România. El la bază este un automotor de tipul D1, fabricat în Ungaria în anii 1960-1980 și este foarte popular în Republica Moldova și în Rusia. Linia Chișinău-Ungheni are 108 km lungime și are un ecartament diferit de restul țărilor din Europa. Are un ecartament larg, specific țărilor care au făcut parte din Uniunea Sovietică și este principala conexiune spre România. La data la care eu am filmat, iunie 2022, circulau zilnic pe această linie 3 trenuri, iar de 3 ori pe săptămână circula un al patrulea tren, și anume trenul internațional Prietenia Chișinău-București. Am pus și pe ecran cele 4 trenuri, astfel putem observa că volumul de trafic de pasageri este unul în general redus. Am observat că majoritatea care vă uitați la clipurile mele nu sunteți abonați la canal, așa că vă invit să vă abonați, să dați un click pe clopoțel ca să fiți informați când mai postez noi videoclipuri. Mulțumesc! Un lucru foarte interesant pe care l-am observat și nu mă așteptam să fie chiar așa este faptul că majoritatea pasagerilor care frecventează acest tren merg pe parcurs local și coboară în diverse stații ale satelor și localităților din Moldova. Un număr destul de mic de călători continuând spre România.
Și acum haideți să vă prezint trenul și cele trei clase, mai ales că s-a mai eliberat. Aceasta este clasa 1 și paradoxal aceasta este plină. Eu n-am mai găsit bilete să cumpăr la clasa 1. Sincer, îmi place cum arată, sunt doar 3 scaune, 2 plus 1 configurația, scaunele sunt confortabile, loc la picioare suficient, avem și o măsuță, e un loc fain, aer condiționat bineînțeles, costul unui bilet este de 130 de lei moldovenești. Și aceasta este clasa a doua cu care am călătorit și eu, iar primul lucru pe care cred că l-a observat și voi e faptul că seamănă interiorul super, super bine și cred că de fapt sunt aceleași scaune cu vagoanele etajate, supraetajate care circulă la noi pe regi, o să pun și o poză cu o comparație ca să vedem. Al lucru, observați deja că vagonul este gol față de începutul călătoriei, da, s-a golit destul de mult trenul la clasa a doua și clasa a treia. Vă reamintesc că un bilet aici costă 100 de lei moldovenești. Și aceasta este clasa a treia. Observăm o configurație de scaune 3 plus 2, spațiu mai mic și pe lățime, dar și spațiu mai mic și la picioare. Observăm că vagonul este gol, interesant. Eu am filmat, nu cronologic, am filmat asta în România, mai spre finalul călătoriei. Și se pare că nu mai este nimeni, deși se pot cumpăra la clasa a treia bilete până în România și costă 90 de lei moldovenești. Personal, aș alege clasa a doua totuși. Și am ajuns la Ungheni, aici vom avea o staționare mai lungă pentru că se fac și verificările vamale din partea Republicii Moldova. Formalitățile vamale și controlul vamal au fost destul de ok, s-au făcut repede și fără probleme, am plecat la timp din stația Ungheni și am văzut și un automotor de același tip cu cel cu care am călătorit eu, dar venind din Iași mergând spre Chișinău. Iar acum ne îndreptăm spre România, vom trece podul peste Prut și vom intra în România și în timpul acesta aș vrea să vorbim puțin despre conexiunile care există feroviare între Moldova și România. Există 5 conexiuni, dintre care 4 sunt zilnice, 2 ale căilor ferate Moldova, Chișinău, Iași, Socola, adică exact trenul cu care călătoresc și eu, 2 din partea CFR, Ungheni, Iași, nu știu dacă Iași sau Iași-Nicolina, dar oricum Iași, pe încartament normal, și una care circulă de 3 ori pe săptămână, trenul Prietenia, Chișinău, București, Nord. Trecerea graniței și traversarea efectivă a podului peste Prut se face cu o viteză foarte, foarte redusă și durează destul de mult. Podul peste Prut se numește podul Eiffel pentru că a fost construit și proiectat de același om care a construit și turnul Eiffel din Paris. Și am ajuns în România, la Ungheni-Prut. Aici vom avea o staționare mai lungă pentru că va fi controlul vamal făcut de partea română. Linia de la Ungheni Prut la Iași, Socola, este o linie încălecată, adică are atât ecartament larg cât și ecartament normal, de aceea pot merge atât trenurile CFM pe ecartament larg, cât și trenurile românești care pot ajunge până la Ungheni, în Moldova, fără a trebui să mai schimbăm boghiurile. Și acum, apropiindu-ne de Iași de finalul călătoriei, am zis să verificăm și starea toaletelor. E un lucru destul de important când călătorești cu trenul, mai ales pe distanțe lungi. Baia este destul de ok, destul de curată, având în vedere că el e spre finalul călătoriei și deja a mers de 4 ore. Eu zic că sunt condiții decente. Am văzut și mai bine, am văzut și mai rău, dar în mare acceptabil. Un lucru pe care l-am sesizat în partea românească a traseului, faptul că viteza este foarte, foarte mică și de aceea se face destul de mult de la Ungheni Prut până la Iași, deși distanța nu este una mare. Nu știu de ce, poate linia nu e foarte ok. Încet, încet ajungem și la destinație, Neaș Socola, cu o întârziere de doar 5 minute. Și am ajuns la destinație, la gara Iași Socola. Vreau să menționez că gara din Socola nu este o gară importantă din Iași și este puțin mai la periferia orașului. Există autobuz, dar țineți cont că
nu mai pleacă alte trenuri de aici, deci va trebui să luați taxi sau transport în comun. Despre călătoria de astăzi, personal mie mi-a plăcut, condițiile au fost decente. Acum, eu fiind pasionat și mergând doar ocazional, adică acum ca și turist, mi-a plăcut. Aș vrea voi pe voi să vă întreb, să spuneți ce părere aveți despre această călătorie, dacă au costat mult, dacă durează mult puțin, care e părerea voastră despre această călătorie pe care am făcut-o cu căile ferate Moldova. Vă mulțumesc pentru vizionare, dați un like dacă v-a plăcut, ne vedem în clipul următor. Ciao, ciao!